mea și mame, dar în general, generația noastră a folosit metoda agresivă. Astăzi au sărit în cealaltă extremă, la metoda pasivă. Așa se face că părinții încearcă să fie prieteni cu copiii lor. Nu am să fiu foarte radical încercând să vă spun ce cred eu despre fenomenul acesta, deși multe lucruri țin de opinia personală. Aș vrea totuși să vă spun că niciuna dintre aceste două metode nu sunt bune. Agresivitatea în general, ca și atitudine, nu este bună. Nouă ne-a fost dat graiul, capacitatea să comunicăm și, în general, este ideal să conducem prin influență, nu prin impunere. După cum este mai bine să educăm decât să disciplinăm, deși disciplina nu poate fi evitată, ea se împletește cu educația. Însă, trebuie să acceptăm că educația pasivă presupune lucruri care nu sunt reale. Presupune că copiii sunt buni, însă copiii se nasc într-o natură păcătoasă, ca toți oamenii de pe planeta Pământ care s-au născut vreodată. Nimic bun nu e în ei, sunt drăguți, pardon, n-am spus asta, dar ei au o natură păcătoasă, îi surprinde mințind, deși nu i-am învățat niciodată să mintă. Și lista poate continua. În ei este sămânța păcatului, cum a fost în noi când eram niște bebelași. Apoi, părinții care îmbrățișează metoda de educație pasivă, ei cred că dacă sunt prietenoși cu copiii și îi tratează ca pe niște adulți, ei se vor transforma în niște adulți, deși au un an, 2, 3, 5, 10. Pavel spune, când eram copil, gândeam ca un copil. Nu vă așteptați ca un copil să fie mai mult decât un copil. Dacă e zburdalnic, lăsați-l să se bucure de copilărie, că de asta se vindecă repede și după aceea o să se înhame și el la ce suntem înhămați noi până la capăt. Lăsați-l să fie copil, lăsați-l să se joace, lăsați-l să alerge. Nu înseamnă că e un copil needucat dacă e energic, deși aceste două lucruri uneori se confundă. Nu vreau să insist asupra fenomenului, vreau doar să vă spun că există o extremă agresivității și una a pasivității. Din punctul meu personal de vedere și a celor mai mulți pe care îi știu din cărți sau în mod personal, cred că niciuna dintre ele nu este bună. Care este rolul părinților în procesul creșterii copilului? Probabil întrebarea este copilărească, dar nu e adevărat. Gândiți-vă că rolul unui părinte este să-l îngrijească pe copil. Când? În mod deosebit în perioada în care e bebelaș. Dar acest rol al părintelui de a-l îngriji pe copil trebuie să se transforme într-un rol de educator. Apoi se transformă într-un rol de disciplinator și apoi într-un rol de instructor. Depinde de vârstă. Copilul are o nevoie maximă de îngrijire, probabil în primii 2 ani de viață, apoi el începe să se miște, poate să-și ia ceva cu propria mânuță să mănânce, începe să priceapă câte ceva, învață limba, cunoaște obiceiurile casei, știe în mare cam ce e voie, cam ce nu e voie. Eu am spus de o grămadă de ori că educația în faza ei incipientă se termină la vârsta de 2 ani. Noi spunem că el nu știe, dar dacă nu știe, cum a învățat o limbă? Că noi ne chinuim de când am venit aici și nu prea ne iese întotdeauna. Apoi apare etapa mai complicată, cea a educației. Este complicată din multe motive, însă unul dintre ele este faptul că noi suntem niște oameni extrem de ocupați. Dacă le spunem oamenilor din România că stilul de viață american este unul dintre cele mai stresante stiluri de viață ale tuturor popoarelor de pe fața Pământului, nu cred. Sigur că depinde, dacă te duci, am fost în San Antonio, spre exemplu, cu ceva timp în urmă și am constatat că oamenii acolo sunt mai relaxați, mai liniștiți. E Texas. Și probabil că nu e în tot Texasul așa, dar acolo era așa. Mi s-a părut că toată lumea merge încet, are timp, parcă este un resort unde oamenii sunt în vacanță. Chicago însă probabil este puțin diferit și numai Chicago, e un oraș mare, extrem de alert, este aproape din punct de vedere al condusului automobilului ca și în Europa. Disciplina este o parte a educației, este partea de corectare.
Este partea de impunere pe lângă influență. Însă vine vremea când copilul se face mai mare și atunci el ține minte tot ce îi spui și tot ce faci. De aceea Dumnezeu l-a făcut pe copil inconștient și în prima parte a vieții lui, câțiva anișori, nu are amintiri de atunci, nu știe dacă l-ai tras de ureche, nu știe nimic. Însă atunci când apar amintirile, este bine ca să devenim din ce în ce mai comunicativi cu el, să ne facem mai mult timp în ciuda stresului la care suntem expuși. Distanțe lungi, un geap și jumătate sau două, prezenți la biserică, implicați într-o seară, două sau cinci din săptămână. Însă în ciuda tuturor acestor lucruri care sunt responsabilitățile noastre de adult, noi trebuie să petrecem timp cu copiii noștri. Una dintre problemele cu care se confruntă familiile tinere aici este că cei mai mulți dintre ei nu au pe părinții lor, adică pe bunicii copiilor lor. Prezența bunicilor este o imensă binecuvântare și de această imensă binecuvântare nu sunt conștienți părinții care au pe părinții lor aici, adică pe bunicii copiilor. Ei nu sunt conștienți că atunci când ai un lucru nu-i prețuiești valoarea. Dar numai familiile tinere care nu au părinți aici cu ei, ei își dau seama ce înseamnă să-ți crești un copil fără să ai părinții tăi cu tine. Și copiii tăi să nu aibă bunici, să nu te aibă decât pe tine, un om extrem de ocupat. Probabil că fiind bunic pledez un pic cam insistent asupra fenomenului, dar cred în lucrul ăsta din experiența mea și din experiența bunicilor în general. Copilul începe prin a da ordine și sfârșește prin a primi ordine. Trecerea de la a da ordine până la a primi ordine presupune un război grozav între el și părinții lui. În primul an el dă ordine. Odată dacă țipă, toată lumea sare în picioare. Indiferent că e 2 dimineața, 3 dimineața, 5 dimineața, chiar dacă te-ai culcat cu 5 minute în urmă când l-ai auzit plângând, te ridici, permiteți-mi expresia, mort copt și te ocupi de copil. El are nevoie să fie îngrijit. E așa de vulnerabil, ți-e milă de el. Dar pe timp ce trecem de la faza de îngrijire la cea de educator, noi începem să-i spunem copilului că acolo nu-i voie și acolo-i voie. Și dintr-o dată îi dăm ordine. Spunem să nu mai faci aia și să faci aia. El care ne-a dat ordine în primul an, pur și simplu punem presiune pe el ca să se dezvețe și să primească ordine. Și toată viața lui rămâne cu aceste ordine pe care le-a primit, uitând că a fost și o vreme când le-a dat. Dacă ne gândim la metode de a ne influența copiii, uneori metode prin care le impunem copiilor un anumit stil de viață, chiar dacă impunerea este excepție și influența este regulă, trebuie să ne referim la metoda autorității. Vă mai aduceți aminte că Biblia remarcă despre Avram că el a știut să poruncească copiilor lui și copiii copiilor lui. Am spus de multe ori și nu spun numai eu asta, spun în general predicatorii, că noi nu ascultăm o predică doar pentru simplu motiv că e biblică și concisă. Noi ascultăm o predică atunci când îl respectăm pe predicator. Dacă noi nu respectăm predicatorul, nu vom primi predica. Primul element care ne face pe noi să primim o predică este cine e predicatorul pentru noi. Dacă e un om care se bucură de stima noastră, de aprecierea noastră, un om în care vedem pocăință, dragoste de oameni, atunci primim predica lui pentru că se ridică la un anumit grad de acceptare în inima noastră. Dacă se descalifică masiv, atunci noi nu-i mai primim predica lui, poate fi foarte biblică. Nu spun dacă lucrul acesta este bine sau e rău, e evident că este rău. Numai imaginați-vă ce se întâmplă când cineva nu-l vede bine pe pastorul care predică la toate programele. Ce mai ascultă omul ăla? Ce se întâmplă cu el de-a lungul anilor? Avram a fost un om care și-a câștigat respectul de la copiii lui, de la casa lui, de la nepoții lui. Nu este ușor să câștigi respectul oamenilor care stau cu tine în casă. Este ușor să câștigi respectul străinilor. Când vezi un om un an, odată în viață sau odată pe an, el e un om extraordinar. Dar atunci când trăiești cu el în casă, când dormi cu el, când te trezești cu el, când îl prinzi și pe stângul, nu numai pe dreptul,
dintr-o dată încep să conștientizez că și el e un om. E adevărat că oamenii sunt de multe feluri. Aduceți-vă aminte de Iacov. El zugrăvește metoda înțelegerii. Vine Esau când el se întoarce și Iacov era speriat de fratele său care urma să se răzbune și fratele său care era cu 300 de oameni călare pe cai îi cere lui Iacov care era cu familia, cu tot bagajul lui cu care venea de departe din Mesopotamia, îi cere să meargă cu el înainte și să lase nevestele, copiii, turmele în urmă. Iacov are înțelegere față de familia lui și spune: Esau, tu ești singur, tu ești cu calul, eu nu sunt singur, eu sunt cu familia, eu sunt cu calabalâcurile, adică cu tot bagajul meu, nu pot să merg la fel de repede ca tine. Trebuie să am înțelegere față de familia mea, eu o să vin cu ei la pas. Tu du-te în fuga bidiviului tău, adică a calului tău și ajunge repede, eu nu pot să merg repede cu tine. Observați că omul acesta a avut de ales și a ales să meargă la pas cu familia lui. Dacă este vreun lucru pe care eu mi-l reproșez, îmi reproșez pentru că datorită stilului meu de om, de foarte multe ori n-am mers la pas cu Carmen, n-am mers la pas cu familia mea, i-am târât după mine de foarte multe ori. Mi s-a părut că este normal să fac asta. Probabil că de obicei a fost bine, dar câteodată n-a fost bine. O altă metodă este metoda rugăciunii. Vă mai aduceți aminte de femeia care rămâne văduvă? Este în criză, este în probleme. Copiii ei urmează să fie vânduți pentru a-și plăti datoria. Și femeia aceasta, singurul lucru pe care știe să-l facă este să se roage lui Dumnezeu. Știți cum a răspuns Dumnezeu la rugăciunea ei? A răspuns. Și problema ei a fost rezolvată. Când nu mai știm ce să facem, este suficient să ne rugăm. Când nu mai putem controla situația, este suficient să ne rugăm. El poate să controleze lucrurile incontrolabile. Mai vorbesc de o responsabilitate, este cea a prietenului călătorului. Un om vine de pe drum, e noapte târziu, bate la ușa unui prieten și prietenul în calitate de gazdă ar fi trebuit să-i dea să mănânce, dar nu are mâncare, n-are pâine. Și în afară de prietenul musafir, el mai are un prieten în localitate și se duce la el și îi spune: prietene, un alt prieten a venit la mine și n-am pâine, te rog frumos, dăm ceva pâine. Omul îi răspunde din pat, că era noaptea târziu: prietene, de ce mă deranjezi, e noapte târziu, eu sunt cu copiii mei în pat, ușa e încuiată. Nu vreau neapărat să procedăm la o exegeză exigentă, să vreau numai să spun că omul ăsta a remarcat următorul lucru: ușa e încuiată pentru că copiii mei sunt cu mine în pat. Dacă îmi permite să îmi imaginez un pic, el a spus cam așa: eu am încuiat ușa după ce mi-au venit copiii în casă. Acum, pentru că ei toți sunt în casă, ușile sunt încuiate și noi dormim. De ce ne deranjezi? Până la urmă a descuiat, i-a dat pâine și s-a întâmplat ce trebuia. Am vrut doar să subliniez că copiii vor să facă ziua noapte și noaptea zi. Le place să doarmă ziua și să se distreze noaptea, să călătorească noaptea. Ei se vindecă ca și noi de beteșugul ăsta, mai ales când se însoară. Dar indiferent dacă se vindecă sau nu, mai mult sau mai puțin, vreau doar să vă spun că ei tind să vină cât mai târziu, să se culce cât mai târziu și să se trezească cât mai târziu. Atunci când vorbesc cu familiile sau cu bărbații, le spun că unul dintre lucrurile pe care le învață băieții pentru a se maturiza, pentru a deveni bărbați, este ei se învață să se odihnească, că nu știu să se odihnească. De cele mai multe ori sunt foarte obosiți. Închei, vorbim puțin despre soluții la provocările cu care se confruntă părinții din mileniul 3. Ce putem face astăzi când copiii noștri sunt educați în școli în legătură cu lucruri foarte delicate pentru vârsta lor? Când li se spune că lucruri pe care noi le detestăm și le considerăm, vorba Bibliei, spurcate, ele nu numai că sunt tolerate, ele sunt prezentate ca fiind realități opționale. Și suntem neputincioși, pentru că legile astea sunt protejate de lege. Și atunci când lupți împotriva unei opinii e una, dacă lupți împotriva unei legi, ești pasibil să fii pedepsit. Nu ne mai dăm copiii la școală, facem homeschooling, îi dăm la o școală privată. În școlile private, cât va funcționa absența acestor legi? Toate acestea sunt provocări pentru, în mod deosebit pentru dumneavoastră, cei care sunteți adolescenți, tineri necăsătoriți. Mai mult decât pentru noi. Noi o să ieșim de pe scenă cât de curând, 10, 20, 30 de ani, în funcție de mila Domnului cu privire la noi. Dacă provocările pentru noi au fost de natură fizică, pentru voi provocările sunt de natură psihică.
Probabil că rugăciunea este cel mai bun lucru. Spune-i lui Dumnezeu despre copilul tău. Spune-i lui Dumnezeu despre copilul tău. Cel puțin acum trebuie să-i spui lui Dumnezeu despre copilul tău. Apoi, învățătura. Spune-i copilului despre Dumnezeul tău. Nu poți să-i spui acum despre Dumnezeul tău, că el nu o să înțeleagă nimic, dar imediat o să se facă mari, ca și fetițele care sunt lângă voi. Atunci e vremea să începi să-i spui despre Dumnezeul tău. Vei fi tentat să-i spui despre o grămadă de lucruri. De asemenea, dacă deschid iPad-ul sau telefonul, pentru că e o metodă de a mai sta un pic liniștit, acolo nu găsesc ca și sursă de informare că Dumnezeu este Dumnezeul nostru. În media Dumnezeu nu există. Pentru că cei care dispun de această, cea de-a treia influență a lumii, nu cred în Dumnezeu. Iar dacă ei cred, sunt niște excepții. Apoi, exemplu părinților sau al liderilor din biserică, arată-l copilului pe Dumnezeul tău. Arată-l. Aici nu mai este vorba de a-l învăța pe copil despre Dumnezeu, ci aici este vorba despre a-l arăta. Vă aduceți aminte că la un moment dat, probabil Isaac avea vreo 16 ani, Dumnezeu îi spune lui Avram, ia-l pe fiul tău și adu-l jertfă. Și bărbatul acesta și-a copilul, se trezește dis de dimineață de parcă de-abia aștepta să ajungă pe muntele Moria să-și omoare fiul așteptat, ridică cuțitul după ce îl pune pe altar și e gata să-l ucidă. Și din cer se aude un glas pe care l-a auzit și el și fiul lui. Și glasul acela spune, Avrame, stop, să nu faci asta. Cine ar mai fi putut să-i spună lui Isaac că Dumnezeu nu există? Cine ar mai fi reușit să-l convingă pe acest băiat că tatălui are doar o religie? El cu urechile lui l-a auzit pe Dumnezeu și el a știut că doar datorită lui Dumnezeu a scăpat din mâna tatălui său. Probabil că mai târziu a înțeles mai bine ce s-a întâmplat. E important să-i spunem, dar mai important este să-i arătăm. Nu poți să-i arăți ce nu ai, poți să-i spui ce nu ai. Închei? Instruire. Ajută-l pe copil să slujească și încurajează-l. Una dintre marile probleme ale părinților este că noi tratăm pe copiii noștri veșnic ca pe niște copii. Eu văd la mine treaba asta. Când mă întâlnesc cu copiii mei, deși ei au copii și sunt oameni în toată firea, eu în inima mea îi tratez ca pe copiii mei. Există riscul așa de bine să-i tratăm ca pe copiii noștri, uitând că copiii noștri au copii la rândul lor, sunt adulți, au familie ca și noi. Cum să ne creștem copiii în mileniul 3? Oricum diferit. Adaptându-ne la contextul în care trăim, la legislație, la metodele de ispitire, la stilul de viață și folosind rugăciunea, învățătura, exemplu personal, instruirea, aducându-i pe copii la biserică. Poate că dumneavoastră credeți că eu sunt pastor și trebuie să mă leg întotdeauna de prezență și de punctualitate, dar ascultați-mă, fraților, dumneavoastră credeți că au vreo șansă copiii noștri care ne văd că venim doar la un program să vină la amândouă programele? Știți până când veți crede asta, până când vi se vor face copiii mari? Credeți că au vreo șansă copiii noștri să fie punctual dacă noi o viață întreagă am întârziat la biserică? În timp ce la lucru am fost punctual, că acolo e vorba de bani, la biserică nu e vorba de bani, la biserică e vorba doar de pasiune. Spun toate aceste lucruri pentru că biserica trebuie să fie și un loc cu caracter pedagogic. Un loc unde sufletul nostru să primească învățătură. Pentru că copiii noștri nu vor rămâne mereu copii. Ei se vor transforma în adolescenți, tineri, adulți și apoi în oameni în vârstă, chiar dacă noi nu vom mai fi aici. Și după ce ies din starea de copilărie, ei nu mai ascultă ce le spunem și ei spun știu. Când ei spun știu, s-a încheiat perioada de a influența. De aceea mă rog lui Dumnezeu, în mod deosebit pentru fratele Florin și sora Mariana, dar pentru noi toți, cei care suntem părinți și bunici, să ne ajute Dumnezeu să înțelegem cum ne putem influența copiii mai bine, urmând calea de mijloc între agresivitate și pasivitate. Amin.